emoții. Prima dată când apar la TV. Zi da, chiar dacă mi-a fost. Da. Zi da, de ce? Pentru că atunci când ne-a zis Gabi cu cine vrea să vină la emisiune, zic, bă, dar tu ce te apuci de impresariat? El, Victor, este student, că purtați acest nume, da. De student la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Și acolo în culise se află colegul său de cameră, colegul său de nebunie, colegul său de grupă, Gabi nebunul, și n-au venit, e singur, a venit și cu domnișoara, și cu Madalina, salutare! Bună seara! Bună seara tuturor! Iată, studenții din Moldova, faceți cunoștință. Ce grupă sunteți? Hai, povestiți. Ce grup sunteți? Prezentați-vă. 4-3, stai, ca la ansamblu, știți, ne închinăm din prima, așa. De la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. Acolo, la camere, la camere? La camere, absolvenți suntem, mă, și repede treci timpul. Care absolvenți, băi, că am înțeles că nu ai dat chiar tot. Adică, nu bani. Eu de dat, de doar nu dau, dar de susținut am susținut. Așa, ai dat? Ai scăpat de toate? Da, de anul trecut, nu ți-i minte, da? Nu, dar parcă te jăluie că aveai restanță, măi. Mă refer la bacalaureat, că restanță. A, nu, de restanță am în vedere. Da, restanțele am susținut, dar eu dacă nu las restanță, la mine nu e anul nou. Deci eu trebuie să intru cu o restanță în an, ca sunt că e anul nou și sărbătorile. Că dacă susțin tot, nu e ok pentru mine. Așa, ia, fă-ne cunoștință, Victor, e colegul tău de cameră. La da. Elie sau de nevoie ți-a fost dat? Nu, mi-a fost de nevoie. Întâmplător, așa, ne-am cunoscut pe holurile colegiului, dar eu vreau să-i las pe ei să vorbească, pentru că eu am mai stat cu tine la taclale, însă vreau să-i las să vorbească ei în seara asta. Și darnic, Gabi-a vostru. El tot timpul așa mult vorbește. Da. Nu te doare capul. Da, noi nu avem rând la vorbă. De asta și nu mai stă cu mine în cameră, că s-a săturat, i-am umflat adică capul și a plecat. Am stat în primii 2 ani împreună. Aha. Apoi el s-a îmbogățit, s-a mutat la gazdă. Te-ai mutat la chirie. Da, și eu am stat la cămin, știi? Cu ce? Adică tu nu te îmbogățești? Adică tu nu cânti? Păi eu, eu în perioada asta a studenției vreau să profit din plin, știi, de cămin, de amintirile pe care le acumulăm împreună și de asta. De mâncare mâncată din camera fetelor. Exact. Ia zi. Corect, da. Da? Da, mereu când vine ziua de duminică și mai ales când noi fetele plecăm acasă, tot sunt în camera noastră. Nu mai ajungem până în ziua de vineri. De ce? Că numai la voi a rămas mâncare. Da. Mâncare? Acolo la ele e interesant. Numai mâncare de toate. Mai dormim sub pat, când ne uităm la... Da. Când ne uităm la un film horror. Vă uitați la filme horror împreună? Da, odată eram cu coleg în cameră și era venit și Gabi. Și ne punem noi, zic, da să ne uităm la Curechini. Ei, bun, ne punem noi, ne uităm. Când acolo s-aude șeful căminului și bate la noi, nu știi s-a părut lui că cineva s-a urcat pe scări. Și-o crezi că e Gabi, dar e așa mai slăbuț. Vine în cameră, bate la ușă și n-am înțeles ce se întâmplă acolo, dar ce faceți voi? Ne uităm la Acula. Între el se duce și scaute, se vadă dacă mai sunt mai mulți băieți. Când se duce la balcon, nu-i nimic. Când ridică sub pat, plec de spat, sus și Gabi faci că ții. Acum jos toți trei scriți lămuriri. De ce ați făcut? Și când îi duci în jos, scriem, ce ați făcut? Și v-am găsit pe toți trei în cameră. Ne uitam la Cula. Și ne temeam. Și de asta a trebuit măcar un bărbat alături. Da. Da, bărbatul s-a supat. Numai că bărbatul s-a spus supat. Ca ștruță. Exact. De fapt, astea sunt cele mai frumoase momente și voi trăiți momentele astea o perioadă minunată din viață în care să înțelegeți ce vreți, să experimentați, să vă aventurați, să faceți cunoștință, să vă îndrăgostiți. V-ați îndrăgostit de cineva din cămin? Noi suntem îndrăgostiți unul de altul, pentru că noi suntem o gașă. Mă gândeam că zici de muzică. Dacă o zici cu asta... Nu, dacă spuneam de muzică, deja e prea alterată deja acest răspuns. Este. Însă noi suntem îndrăgostiți unul de altul pentru că noi avem o gașcă și așa se cheamă gașca noastră. Nu profit de familia mea, însă chiar suntem nebuni. Cei mai nebuni din colegiu, probabil profesorii când vor scăpa de noi își vor face cruci cu ambele mâini. Pentru că picioarele. Victor, mai spune și tu ce amintirea de noi în cămin, dacă tot e tema. Hai! Îmi rușina. Zi! Spune cum, așa, dacă cum ai pregătit de moarte, spune. De moarte? Nu eu. Hai, spune, dă din casă. Hai, ce ați făcut, măi? I-ați măsurat ceva? Gabi când doarme, el poți meargă tancul pe dânsul. Avea el o icoană, lumânări.
La mine le găpat lumânări, coane, ce vrei? Tămâie. Mănăstire. Lângă pat. Și eram eu cu un coleg, hai să-i facem o glumă. Îi punem icoana pe piept. Eu așezam mâinile chiar așa. Mâinile așa. Și tu n-ai simțit nimic. Nimic. Hai spune-ți. Și ne prindeam. M-a dat codici, ce tundă. Și punem lumânarea asta pe piept. Și eu aprindem. Și el s-a trezit și când a văzut că arde foc, a dormit înapoi. A dormit înapoi. S-a spus. Și când m-a trezit dimineață, mă dau eu din pat și văd că pe plapuma mea stă și arde lumânare. Și nu dau seama, icoana căzută de pervaz. Mă, și așa mai fost cu tremur și eu. Dar el, ca cu tășe, nu zice un cuvințel, un cuvințel. Intru eu la lecția de matematică, seara aveam matematică, și când intru în clasă, văd că toți colegii râd. Începa râde de mine. Deci mă mănânc și văd bă nasul lui. Mai și râdeți, mai da. Dar nimeni n-a vrut decât o colegă să-mi spună. Ți-a arătat-o? Nu a arătat-o, dar m-a fotografiat. Aha, și-o trimis în grup? Nu, n-au trimis. A fost de ajuns să arate acolo la lecții. Măi, și când am văzut, dar ei ce-au făcut nebunii? Au deschis și ușa, știi? Și intrați la priveghi, oameni buni, poftim, intrați, uitați-vă, știi? Măi, și când am văzut, țin minte, atâta și țin minte că am luat un scaun de sus și am dat să-l arunc în cap, că când ești nervos, știi că îți controlezi emoții. Măi, nu, dar asta să zici că ți-a luat moartea. Ei, lasă, nu mi-a luat-o, cred. Gata, nu mai mor. Gata, veșnic! Eu aș sta veșnic aici cu voi, nu ești chiar așa, ușurel, pe canapea, dar pentru că ai venit și tu în această seară. Și fata asta o să ne cânte live. Da. Da. Așa vrei. Așa s-a întâmplat. Să te audă lumea așa cum ești, cum poți tu să cânti. Te invităm aici pe scena noastră. Camerele sunt acolo. Unde este becul aprins, te uiți. Dar dacă nu, uită-te tu la telespectator, pentru că sunt foarte mulți acolo, dincolo de ecrane. Iar impresarul, uite la dus și mândru șede, da? Da? Ținem, zi, așa. Hai, dar gălăgii, ceva! Așa! Hai! Să înceapă muzica! Mărdomnesc, cărările rătăcesc, măi. Frunzulița mărdomnesc, cărările rătăcesc, măi. Până ajung la maica în prag, măi tărule, să mă îmbrățișez cu drag, măi, glas duios să cânt la lume frumos, măi. Mi-ai dat, mamă, glas duios să cânt la lume frumos, măi.